Am plecat azi de dimineață de vreme cu mașina. Este ora 3 și jumătate, ora Germaniei, deci 4 și jumătate ora României și ne apropiem, mai avem cam vreo 2 ore până la vamă. Nu știu ce, la ce sentimente să mă aștept. Bănuiesc că o să mă bucur foarte tare în primele câteva zile că sunt din nou în România. Deși dacă mă gândesc că voi nimeri din nou după autostrăzile astea pe drumurile naționale românești, s-ar putea să-mi treacă instantaneu. Eu sper totuși să mă bucur, pentru că sunt ușor emoționat, trebuie să recunosc, să-mi revăd țara. Motivul pentru care suntem din nou după 4 ani în România este pentru că Mihai are vacanță și după cum probabil ați observat și voi, Emma în ultima vreme, în ultimele clipuri, n-a mai fost cu noi, ea este în România și ea este motivul pentru care noi mergem în România acum. Abia așteptăm să ne vedem pentru că nu ne-am văzut de aproape 3 luni de zile. A fost o perioadă grea, atât pentru mine cât și pentru Mihai. Dar în curând ne vom revedea din nou, ne vom ține în brațe, ne vom pupa și vom face ce știm noi mai bine, adică să fim o familie. Asta e o chestie pe care eu nu o înțeleg la unguri. Și nici nu o să o vezi la români, pentru că noi nu avem autostrăzi. Dar toată lumea stă pe banda din stânga. De ce? Adică la nemți sau la austrieci, toată lumea stă pe banda din dreapta și dacă vrea unul să meargă mai repede, să ia pe banda din stânga. Eu acum trebuie să merg 100 la oră, ca așa vrea bouă ăla cu tuba. Păi cum să-i claxonezi pe toți? Nu vezi că stâmpiți? Mergi pe autostradă, ai voie să mergi cu 130, dar mergi cu 100. Să-mi scrieți voi la comentarii dacă înțelegeți voi despre ce e vorba, de ce se întâmplă așa. Că eu, unul, sincer să fiu, pe mine personal mă depășește chestia asta. Chiar nu o înțeleg. Uite. În afară de tiruri, toată lumea merge pe banda din stâng. Și 2-3 tâmpiți ca mine așa. Suntem la... am ajuns la... Nadlac. Da, în vama veche. Nu în vama veche, ci în vama la Nadlac. Ai, dar văd că merge bine în jur. Nu merge așa de greu. Trebuie să vedem unde schimbăm bani. În Germania. That was it. La Monte Carlo. Gata, un cavar, nenea. România, tată! Românica, mâncați-i, tip. Bă, dar de când avem autostradă mai aici? Băi, băiatule! Făcut-o! De acolo puteam să schimbăm. Mai avem benzină. Autostradă, bă, în România, bă! Autostrada A1, băi, ne... Băi... Aaaa, bă, uite, bă, autostradă, băi, nene... Cât durează? 3 km? Franților, o surpriză nesperată. Jur că... Surpriză, nu? Da. Autostrada nu s-a terminat încă. Incredibil. Deci au fost vreo 30 de kilometri și continuă. Am bănesc, adică sigur nu e până la București, că s-ar fi aflat, aș fi aflat până și eu. Dar oricum... Au
zis că mai merge 541 de kilometri autostrada asta. 541? Da. N-ajungem la Mătă în seara asta. Știu că vrei, dar nu ajungem. Da. Și vama a durat puțin. Cât am stat? 5 minute? 10 maxim? Da. Astăzi. Deocamdată doar de bine. Chiar îmi place. Nici bucata asta de autostradă nu știam. Este profund impresionat de ce s-a construit în ultimii ani în România. Fraților, este ora 7, cât este în România? 8:15. Suntem pe Valea Oltului, dacă nu v-ați prins, ceea ce e frumos și, adică e și bine și rău. E bine pentru că e bine pentru că ai la ce să te uiți, că peisajul este foarte frumos. Pe de altă parte, nu poți să mergi foarte repede, așa că mai avem vreo 2 ore și 40 de minute până când ne reîntâlnim cu doamna Viziru. Aseară, după 15 ore de condus, cu pauze, bineînțeles, ne-a hotărât să ne oprim la o pensiune care ne-a plăcut foarte mult. Nu am filmat nimic acolo, dar o menționez cu ocazia asta, să știți, pentru că oamenii au fost foarte de treabă. Se numește Pensiunea Iliada din Sibiu. Vorbesc pe Ilie și Ada. Sau, mă rog, cum o fi. În orice caz, oamenii foarte de treabă ne-au făcut și de mâncare seara la ora 10. Ne-au așteptat cu masa. 150 de lei a costat cazarea pentru cei care sunt interesați. Ne-am odihnit bine, am dormit eu personal de 5-6 ore. Mi-am reîncărcat bateriile. Omul încă este afectat de drumul ăsta, așa că a tras din nou pe stânga, pe partea stângă. Nu-l vedeți în spate acum pentru că doarme, probabil, nu știu dacă-l vedeți. În rest, numai de bine. Foarte fericit am fost de faptul că am reușit de la Vamă și până la Sibiu să merg, hai să zicem, în proporție de 90% doar pe autostradă, ceea ce nu știam că s-a rezolvat între timp. Așa în 1,5 km. De ce mă întrerup? Sentiura Kalimanesti. Trebuie să o schimb pe asta sau o las ca să ne distrăm. Ea zice de Kalimanesti acum. În orice caz, 90% din drum a fost făcut pe autostradă, ceea ce mi s-a părut bestial. Dar una peste alta, lasă-mă cu Sentiura Kalimanesti. Ce vreau să te întreb, pe o scară de la 1 la 10, cât de dor îți este de maică ta? Cât de mult îți dorești să o vezi? 7. 7? De ce mă 7? E bine sau rău? Nu, e nici bine, nici rău, e așa te simți tu. Ok, 7. Încă mă așteptam să zici 11. Dar, da, ok, 7. La mine dă cu 11. Așa că, dar probabil că așa o să-i dea și lui când o să fie însurat. Am adus cu 6. Normal. Mai de aia și merg încet pe ea. Hai, viteză mare. Uite. BMW-urile. Merg cu 50 la oră și mi-au flash-uri din spate. Cu 50, cu 70 în zona de 50. Depășește, nu te dracu de aici. Așa, pe linie continuă. Mi-am firat să-i dracu să fiți.
m-a sunat în pană, n-am nici cea mai mică idee. Dar să se ducă naiba atunci. Da. Suntem pe, așa cred că se numește ăsta, dacă nu mă înșel, Dealul Negru, în traducere de Black Deal. Foaie verde de cireș și am ajuns la... Da, și fă, că vorbeam! Gata, acum am intrat în București. This is the Bucharest, my friend. In 6,8 km. Bine, links am în sus. Groza vesti. Groza vesti. Groza vesti dobitoaca. N-am mai avut de foarte mult timp. Tu ești emoționat, mă? Da. Părem pix pe tine. In 400 metri, biege links up in BD. Asparta asta. Lacul Tai. Lacul Tai, trebuie neapărat să o bag pe româncă înapoi. În orice caz, mai avem 11 minute și ne revedem cu Emma după 3 luni de zile. I am so fucking excited. I am so excited. And I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. I like it. I'm so excited. And I just can't hide it. Uite de wind. Rata mare. Poți să zici roata. Back in Romania, everybody, hello. Yes. Nu mi se vede zâmbetul de mască, dar credeți-mă pe cuvânt, că e cât China. Știi că vorba aia, e pâinea cât de rea, tot mai bună în țara ta, s-ar putea să fie adevărată. Nu? Nu zic că știi nimic, nu le convine, cred că trebuie să închid. Tu ești live? Nu. Asta e biserica la care a fost botezat fiul meu. Sfânta Sofia. A, Sfânta Sofia. Mi se șoptește în cască. Hei, uite-mă biserica unde ai fost botezat. Nu știu cât timp o să mă țin euforia asta, dar faptul că sunt acum din nou, după 4 ani, în ultimul cartier în care am locuit și totodată cel în care am crescut, îmi umple inima de bucurie. Acum am fost, am mâncat, am fost la mall, mi-am cumpărat Lego. Am făcut Lego în seara asta. Am mers să bem o cafea și ne retragem la depou. Așa că vă salut cu respect.